Revenim la fotbal. Luc, Universitatea Craiova pierde încă 2 puncte, în timp ce FC Argeș pare că devine așa o sperietoare pentru echipele cu pretenții. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare și cu Corneliu Papură. Cert este că Universitatea Craiova pierde și mai mult teren. Se poate vorbi deja și o criză la echipa din Bănie după 6 rezultate de egalitate la rând și 7 etape în care Universitatea Craiova nu reușește să câștige. Avem reacții, analizăm această partidă aici în platou alături de mine, George Florescu și Eric. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! George, aș vrea să încep cu tine, cum ai caracteriza meciul din această seară, plusuri, minusuri de fiecare parte. O remiză echitabilă din punctul meu de vedere, pentru că au fost ocazii multe de ambele părți. Parcă puțin mai clare ocaziile celor de la Argeș, și aici mă refer la incredibila ocazie ratată de Malele, după ce a driblat portarul, n-a reușit să marcheze. Asta este faza, da? Avea poarta goală, practic, și n-a reușit să marcheze. 2 pase geniale și la faza asta și la faza la care a înscris Malele. Aici dă pasă Palici și aici dă Mezacori, dacă am văzut. Da, da. Palici mi s-a părut foarte bun. L-am remarcat încă din perioada când evolua pentru Dinamo. Iar Malele m-a surprins și cu siguranță, exact cum spunea și comentatorul partidei, nu cred că o să-l prindă rădăcini prea mari la FC Argeș, pentru că a demonstrat că este un atacant de valoare și sunt convins că vor fi echipe de top care se vor lupta pentru acest jucător. Dincolo am văzut ocazii foarte bune și pentru Craiova, tocmai din cauza asta am zis că este un rezultat echitabil. A fost golul lui Mamut, iar după câteva minute a avut ocazie incredibilă de a marca, dar la acea ocazie a luptat. În schimb, execuția de la primul gol, o execuție de atacant pur sânge, la firul ierbii, un șut sec. Un rezultat echitabil, un meci foarte frumos, cu multe ocazii. La posesie am văzut că cei de la Craiova au dominat autoritar. De fapt, știam că echipa Craiova este una de posesie, o echipă care joacă într-adevăr un fotbal frumos. La ți se pare, sau vi se pare, Eric, ți se pare că Craiova i-a ieșit jocul în această seară sau a fost tot așa într-un blocaj din ăsta? Adică multe pase, dar anticipate ușor de adversar. Craiova joacă mereu pe posesie, care îi face, o posesie foarte bună, dar astăzi o întâlnit o echipă care se vede că nu este o întâmplare ceea ce face ea în campionatul, în a doua parte, pentru că deja au încurcat și pe FCSB, pe cei de la FCSB și acum pe Craiova acasă. A fost un meci foarte bun jucat, multe ocazie. Aici vezi că vârful de la Argeș, la o ocazie mai simplă, o ratată și la una mai dificilă, mai închisă, au reușit să dea gol. Mamut la primul său gol în Liga 1. Da, după aproape 900 de minute, iată, atât a avut nevoie Mamut. Sperăm cu totul și să fie acum au așteptat cei de la Craiova, să dea drum acum la goluri, pentru că au nevoie. Dar, cum a spus George, a fost un meci echitabil și părerea mea. Malele, desemnat pe bună dreptate omul meciului, să-l ascultăm. Sefas, thank you. Al 7-lea meci fără înfrângere pentru voi, 20 de puncte, omul meciului. Yes, we are doing good. Da, ne descurcăm bine, echipa se îmbunătățește. Cred că astăzi puteam chiar să câștigăm dacă aveam mai mult noroc. Dar suntem pe drumul cel bun. Yes, I know. I have to score. Da, știu, trebuia să înscriu, trebuia să fiu mai concentrat în momentul ăla, dar sunt totuși fericit că mi-am ajutat echipa, am înscris și ne vom odihni și de mâine începem să ne concentrăm la meciul următor. CSB, acum cu Craiova, două echipe mari care se bat la campionat. Cum ți s-au părut ție? Care e mai puternică?
I don't know, but nu știu, dar eu încerc să dau tot ce am mai bun, indiferent de adversar, și promit că încerc să fiu mai bun decât ei. Acum, cu puțină șansă, puteți să gândiți și la play-off sau nu? Da, dar trebuie să o luăm pas cu pas. Sunt sigur însă că nu vom retrograda în Liga a doua. Înțelege român. După 14 meciuri în România, 7 goluri apropo, deci un gol la 2 meciuri, ceea ce este extraordinar pentru o echipă. Jucător care se adaptează imediat, care joacă parcă de viață și devine așa, dintr-o dată, unul dintre atacanții în formă. Vorbeam noi, Eric, la începutul emisiunii. În România nu găsim jucători, noi tot avem răbdare, cu jucători și de 23-24 de ani, lasă cu să crească. Vine Malele, e adevărat, el are un CV bun, că a jucat în Portugalia, nu a venit chiar așa de pe drumuri, dar cifre impresionante pentru el. 7 goluri în primele 14 meciuri și înțelege limba română. Sunt convins că până la vară poate, și vorbește. Poate deveni cu siguranță unul dintre revelații acest sezonului, pentru că ceea ce a făcut la FC Argeș, mai ales în partea a doua, minunat. Minunat pentru omul care joacă primul campionat în România, divizia A, și reușește deja 7 goluri. E foarte bine, dar e vorba aia. Răbdare, răbdare. Dacă mai avem răbdare cu el, vom vedea dacă are ocazia să meargă la o echipă mai mare și să demonstreze și mai mult. George, mă uit la clasament. FCSB, bine, la FCSB nu e un număr 9, era Buș, acum și-a luat, într-adevăr, un croat. La CFR este Debeliu, la Craiova este Mamut, respectiv Colici, la Șepși este Șafrancu, număr 9. Dar hai mai întâi să ne uităm puțin și la clasament și apoi revin la ceea ce voiam să te întreb. Așadar, Argeșul deja își consolidează poziția 12-a, Craiova rămâne la 4 puncte de CFR și la 5 puncte de liderul FCSB. Ține aproape și Sepsi acolo. La înjumătățire, cele 4 probabil vor fi foarte, foarte aproape și la finalul sezonului regulat. Revin, George. Primele 4 clasate nu au atacant număr 9 român. De fapt, dacă stau bine și mă duc și mai jos, ajung până la cine? La UTA, nu? Nu, nici măcar. Nu există atacant central român. Asta, de fapt, aici voiam să ajung. De ce crezi că se întâmplă asta? Că am vorbit cu Eric și înainte de meci și remarcam problema asta, că e o problemă a fotbalului românesc. Într-adevăr, este o criză de atacanți de genul ăsta, de număr 9 clasic. Genul de atacanți precum era, știu, Cămătaru pe vremuri. Viorel Moldovan, adică... Viorel Moldovan, chiar și Ganea, da? Nu pot să-mi explic. Probabil că ne bazăm foarte mult pe jucători străini în poziția asta, în loc să încercăm să îi creștem pe noi. Scuză-mă, păi dacă vine Malele, care nu mai are nevoie de nimic și probabil nici n-a venit pe 10.000 de euro, adică probabil că are un salariu modest dacă și l-a permis să ceară, și vine și joacă așa, mai și înțelege și pare și foarte bine pregătit fizic, la ce să mai stau să cresc? Pe cine să cresc? Că... Păi, revenim la problema despre care am mai discutat. Până la urmă, este foarte bine că reușim să aducem jucători străini de valoare în campionatul României, care ar crește și valoarea campionatului automat. Dar revenim la problema centrelor de copii și juniori. Nu ne putem baza la nesfârșit pe jucători străini, pentru că Malele, de exemplu, dacă o să joace foarte bine, dacă o să o țină tot așa și o să mai marcheze 7-10 goluri până la sfârșitul campionatului, s-ar putea să fie cooptat în lot de o echipă din străinătate, nu neapărat de una de top din România, în cazul în care continuă să joace la fel de bine. Și atunci iarăși putem să zicem că rămânem fără atacanți. Deci totuși, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să creștem noi mai mulți jucători români. Revenim asupra acestei discuții, să mergem însă din nou la declarații pentru a-l asculta pe Mihai Bălaș. A venit cu ochiul foarte umflat, s-a accidentat pe final de partidă, într-un duel acolo pentru minge, la un duel aerian în careul celor de la FC Argeș. Bună seara, Mihai! Un meci care a lăsat urme adânci, la tine cred că se vede cel mai bine, dar din păcate al 7-lea meci pentru voi, a uitat Craiova să câștige?
Da, din păcate nu am reușit să câștigăm nici în această seară. Am pierdut din nou puncte, dar sper să ne revenim din această pasă proastă cât mai repede. Da. Care e explicația? Sunt jucător cu experiență. Au fost vreo 3 bare din partea voastră. Poate să fie și ghinion, dar... Da, normal. Avem și puțin ghinion, dar așa este în viața fiecărei echipe. Așa a fost întotdeauna când am avut 7 victorii la rând. Din păcate, acum avem 7 meciuri de când nu câștigăm. Asta este viața. Asta este fotbalul, cu părți bune, cu părți rele. Dar important este să la meciul următor să avem și puțină șansă să reușim și noi să câștigăm. Ritmul ăsta atât de alert vă încurcă puțin? Poate n-aveți timp să închegați mai bine relațiile de joc sau totuși e cel mai bine să jucați decât să vă antrenați pe vremurile astea? Nu știu cât își pune amprenta asupra jocului acest rând între zile, dar normal, până la urmă suntem jucători de fotbal și trebuie să ne supunem programului, nu avem ce face. Ai văzut că se tot vehiculează acum și suporterii sunt supărați, au ieșit deja cu banere, se vehiculează de o nouă schimbare de antrenor. Știi ceva, domnul Regenkampf ar veni la Craiova? Nu știu. Voi cum știți, în vestiar acolo? Chestiile astea știu cel mai bine cei din conducere. Suporterii, normal, au tot dreptul să fie supărați, așteaptă mult mai mult de la noi și au tot dreptul să fie supărați și sperăm să... Așa cum am spus și mai devreme, să trecem mai repede această pasă proastă. La faza în care se vede pe fața ta că ai fost lovit așa, putem spune că a fost faza de penalti? Păi, o dată ce mi-a făcut ochiul în acest sal, eu cred că altceva n-avea ce să fie decât penalti. Dar, din păcate, domnul arbitru nu a văzut și asta este. Se pare că de când s-au făcut anumite presiuni, că primim penalti prea ușor, acum trebuie să ne rupă capul, probabil, ca să dea penalti. Dacă nici după ce a văzut ochiul așa nu dă, atunci nu știu ce să cred. Vreau să te întreb... Dar asta nu e ca o scuză, dar ar trebui să fie puțin mai atenți. Mihai, nu pot să nu te întreb și de fostul tău coleg de la FCSB, Denis Man. Ai văzut, a plecat cel mai mare transfer din campionatul nostru, a plecat la Parma, unde alt fost coleg la tău, Mihail, acolo, doi tineri români, atacul Parmei. Cum ți se pare? Crezi că va face față acolo? Da, mă bucur foarte mult pentru Denis, îi urez multă baftă și cu siguranță vor face față amândoi. Un pentru atac... că sunt doi tineri de calitate și cu siguranță se vor descurca. Cum sună un atac Man Mihaila la Parma? Foarte bine, ne bucurăm și sperăm să aibă evoluții cât mai bune, să ne aducă mândrie. Ok, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Aș vrea să studiem mai amănunțit faza asta în care este lovit Bălașa, pentru că și noi recunosc că am discutat aici, n-am ajuns la o concluzie așa categorică, dacă ar fi sau nu penalti. Cert este că jucătorul Argeșului, Turda, sare la cap, mai are un jucător al Craiovei acolo între el și Bălașa, și Bălașa se duce să atace cu capul, e adevărat, și parcă trage brațul. Ce ziceți, domnule? Și Caldău este cu care se luptă acolo. Părerea mea, o fază destul de grea, cred că pentru arbitru. Probabil ar fi s-a uitat în centrarea, cum centrez, apoi s-a uitat la fază că se luptă Cicaldău cu fundașul. Dar mie intenția nu mi se pare de lovire. Intenția nu mi se pare și mie. Vine din spate totuși. Dar însă nu vreau să fac o comparație destul de apropiată, dar uite, de exemplu, la meciul FCSB și Viitorul, aproape asemănătoră fază, unde Iulian Cristă se uită la mingea, bineînțeles că el se uită rapid la adversarul lui, ca să se poziționeze, să ai o poziție bună de a scoate mingea și atinge el mingea cu capul, dar o lasă brațele. Și Mațan a fost destul de inteligent și o cazut-o și a dat 11 metri. La faza aceasta, cred că în momentul în care aveam noi VAR... Dar uite, aici nici nu-l vede. Adică tu spui că el s-a informat, adică poate că acolo nu, la Cristian... Nu, aici, deci, eu am zis că e aproape asemănător. Aici el nu a văzut, el se uită numai la mingea. Nu se uită la cine vine, dar e informat că este Cicaldău în fața lui. Că dacă îi sare, poate să ia față. Dar uite, Bălașa nici nu ajungea parcă la mingea, ca idee. Tu ce zici, George? Adică așa... ce spune Florin, e clar că e o fază grea. Cu siguranță este o lovitură fără intenție, dar are intensitate în același timp. În schimb, jucătorul Turda lovește și mingea și lovește și pe
Bălașa concomitent. El a urmărit doar grea. Cred că și cu VAR era grea. Și cu VAR era grea. Mie mi se pare că s-a apărat corect. Doar inerția, practic, el a lovit mingea și din inerție s-a dus puțin în spate, dezechilibrat și el fiind de Cicâldău. Nu știu, e foarte greu. Eu, sincer să fiu, n-aș fi dat penalti. Deși vedem că sunt urmări destul de vizibile și de dureroase, bănuiesc. Da. Pentru Bălașa. Și eu zic, e o fază foarte grea și e de înțeles pe undeva arbitrul că nu a dat penalti, mai ales că probabil a gândit că a fost acolo îndoiel pentru minge la cap. În schimb, l-a eliminat destul de ușor pe Ștefan Drăghici în minutul 84, dar vom reveni. Deocamdată să-l ascultăm și pe tehnicianul lui FC Argeș, Mihai Ianovski. Bună seara, Mihai! Felicitări, al șaptelea meci fără înfrângere pentru FC Argeș și ați ajuns și spaima granzilor după FCSB, acum Craiova. Putea să și câștigați, spuneau elevitele. Bună seara, da. A fost un joc extrem de greu, dar sunt extrem de bucuros că am menținut linia echipei să nu pierdem. Acumulăm în continuare puncte. Avem 20 de puncte la momentul acesta, dar înaintea punctelor aș vrea să felicit băieții pentru atitudine. Se vede că din punct de vedere mental rezultatele ne dau forță, ne dau putere. Jocul arată din ce în ce mai bine, chiar dacă am avut și momente în care am suferit, am avut și momente în care ne-am creat situații mari și în prima și în a doua repriză. Din păcate, la momentul ăsta nu știm exact care e situația cu Silvan Dezlan, care are o problemă musculară. Din păcate am avut și o eliminare pe final. Va trebui să gestionăm foarte, foarte bine cele 3 zile până la meciul următor și să încercăm să ne refacem, în primul rând, din punct de vedere fizic. Se spunea că etapa trecută ați avut noroc că a fost terenul prost. Aici, la Craiova, teren bun, ați jucat și aici bine. Deci, până la urmă, nu mai terenul v-a adus unde v-a adus, să zic așa. Cea mai importantă este evoluția băieților și faptul că băieții au încredere pe zi ce trece de la meci la meci, lucru care se vede și în teren. Sunt momente în care, chiar dacă jucăm cu echipe mult mai bine poziționate ca noi în clasament, încercăm să controlăm jocul, încercăm să pasăm, să producem fotbal atât cât putem la momentul acesta, dar lucrurile arată foarte bine. Sunt rezultate care sunt convins că bucură publicul piteștean, oamenii din Pitești, și chiar aș vrea să fac poate o să vă surprind un pic, o dedicație specială pentru jocul acesta. Îl dedic în primul rând oamenilor care la meciul cu Steaua, cu FCSB, au făcut niște eforturi supraomenești pentru a curăța zăpada. Sunt niște oameni care au făcut lucruri fantastice, oameni care au stat cu picioarele înghețate în zăpadă, oameni care merită tot respectul nostru și le-am adus o bucurie atât la meciul cu FCSB, cât și în seara aceasta. Punctele pot spune și evoluția băieților pot spune că evoluția a fost pentru ei. Urmează un meci acasă, pe un teren, nu știu cum va fi, la ora meciului, marți, repede, acum, cu Sepsi, o altă forță. Pablo Delicoa spunea că e cea mai în formă echipă, cea mai bună echipă din campionat la ora actuală, în opinia lui. Cu siguranță vom aborda și meciul următor, așa cum le-am abordat pe toate. Sunt toate meciuri importante pentru noi. Drumul este încă lung. Am făcut apel în continuare, așa cum am făcut de la primul meci la băieți, să rămânem în continuare modești, să rămânem umili, să ne pregătim tot așa cu modestie, să abordăm fiecare meci și să încercăm să scoatem maxim din el. Voi care știu că ai spus de atâtea ori că munca este una din marile secrete, dar o echipă care era, vă vedea toată lumea retrogradat după începutul dezastruos de campionat. La momentul acesta am recâștigat încrederea. Am recâștigat încrederea băieților, în primul rând. Încrederea lor în propriile forțe. Din punct de vedere mental, băieții arată foarte bine. Sunt calmi, liniștiți, avem o atmosferă deosebită în cadrul lotului. Împreună cu staff-ul facem lucrurile în așa fel încât să fie bine. Iar cheia succesului consider că a fost atitudinea și liniștea pe care ne-au dat-o, punctele pe care le-am adunat, meci cu meci, etapă cu etapă. Poate că la început am fost considerați o surpriză, dar faptul că avem constanță în joc, faptul că avem constanță în rezultate, trage un semnal de alarmă așa către mai multe echipe și faptul că reușim să adunăm puncte inclusiv cu echipele care se bat pentru campionat, care au clar un alt obiectiv decât noi. Ai întâlnit mai puțin de o săptămână două pretendente la titlu. Cum ți s-a părut? Sunt clare echipe puternice, echipe cu jucători de foarte mare calitate, dar i-am analizat foarte, foarte bine. Am făcut în așa fel încât să le anihilăm punctele forte. Ați văzut că
cel puțin în prima repriză, începutul, atât cu FCSB cât și cu Craiova am avut ceva probleme, dar după aceea, din punct de vedere tactic, i-am anihilat bine, am așteptat, jocul greșeal așteaptă, am reușit să și marcăm, iar revin la atitudine și la forța mentală, faptul că am primit gol și am revenit imediat, nu este o întâmplare. Vedeți că și la Botoșani am reușit să înscriem foarte târziu și la meciul de la UTA am primit gol și am revenit în 2-3 minuțele. La același lucru s-a întâmplat și astăzi, am primit gol, am revenit imediat, echipa a arătat că are forță mentală. Ok, mulțumesc și multă mulțumesc. Bani. Da, într-adevăr, cred că este și asta o calitate, forța mentală, iar FC Argeș a jucat cu destulă determinare cu Craiova. Luăm o scurtă pauză, mai avem însă reacții, rămâneți cu noi.